La ce ar fi trebuit să fie folosit? La confecționarea acestor colete și la achiziționarea produselor. Credeți că da. Asta deci, e ceva nemaipomenit. Eu am bănuiala că acele colete n-au fost trimise. Haideți să-l întrebăm pe domnul Șola, pe care îl avem în legătură telefonică. N-au ajuns la cei 10.000 de beneficiari. Păi, dar e o hârtie de la Ministerul de Externe. Vorbim și despre hârtiile de la Ministerul de Externe. Așa e, da. Domnul Șola, bună seara. Bună seara, domnule. Înțeleg că dumneavoastră sunteți autorul acestei sesizări către parchet în legătură cu povestea coletelor de promovare a imaginii României. Așa este. Dumneavoastră sunteți însă consilier în Ministerul Culturii și Cultelor. Și vă întreb, n-ați avut alte modalități de a sesiza această operațiune pe care dumneavoastră susțineți aici, că ar fi făcut-o să intervin eu. Ilegal? A folosit toate modalitățile? O clipă, domnul Șolea, o clipă. Da, da. A folosit toate modalitățile în minister? S-a adresat comisiilor de cultură? Da. N-am putut face nimic. Nici dumnealui, nici noi. Cum? Ba mai foarte mult, corect. Domnul Șolea a scris și o carte și îmi permit, dacă se poate, da un detaliu. Ministerul Groazei, Demnitarii Crimei. Toată povestea este în cartea asta. Sunt 800 și ceva de pagini. Eu zic că merită citită. Merită citită pentru că este cât se poate de real tot ceea ce scrie în cartea asta. Ne îngrozim, dar așa e. Vă mulțumesc, doamna Șandru. Nu aveți pentru ce. V-ați făcut treaba foarte bine. În carte sunt documentele și scrisorile adresate conducerii ministerului. La absolut toate nu am primit niciun răspuns, deși legea e obligată la acest lucru. Dar... Dumneavoastră cum ați avut acces la, dumneavoastră cum ați avut acces la documentele pe care le-ați constituit în probe atunci când ați întocmit această sesizare către parchet? Lucrați într-o zonă unde circulau aceste hârtii? Prin statutul pe care îl am și prin inteligență. Bun, să ne referim la prima parte. Aceste documente pe care le-ați obținut? De altfel, ele sunt publice, domnule Ursu. Sunt documente publice pentru că eu nu lucrez într-o instituție militarizată unde documentele au pe frontispiciu scris secret sau strict secret. Ele sunt publice. Aveți garanția autenticității lor? Evident. Și vi s-a explicat, de pildă, la povestea asta pe care o istorisea mai devreme doamna Lavinia Șandru, cu cronologia operațiunilor, comandă, negociere și constituire de comisie. Cum s-a întâmplat să fie inversat timpul, pur și simplu? Domnule Ursu, ca să sintetizez strict problema asta, pentru că este foarte simplă în realitate, este un caz de găinărie clasic. Suma nu prea îl califică pentru o găinărie, dar mă rog. Găini mai mari. Găini o avicolă întreagă la 22 de miliarde. Da, da, înțeleg ce spuneți. E, poate găina e mai mare puțin. Să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Un om, domnul Iorgulescu, își face o firmă pentru că a înțeles înaintea altora cum se face capitalismul în România. Își face o firmă, devine demnitar, se retrage din firmă și apoi bagă printr-o licitație, printr-o achiziție fără licitație cu sursă unică, bagă o jumătate de milion de euro în firma respectivă. Este un caz simplu, banal. Comisia respectivă, formată din 3 persoane, nu a negociat absolut niciodată nimic cu nimeni. Înregistrările sunt făcute prin fals și uz de fals. Înregistrările? Care înregistrări? Înregistrările proceselor verbale de negociere și înregistrările tuturor documentelor pe care doamna Lavinia Șandru înțeleg că le are în studio. Toate, dar nu înțeleg unde e falsul. Am înțeles povestea cu datele care sunt răsturnate complet, dar unde e falsul în aceste negocieri? Domnule Ursu, în definiția falsului și uz de fals, intră tot ce înseamnă inclusiv falsificarea datelor de înregistrare. Numerele, dacă vă veți uita dumneavoastră, dar bănesc că nu este timp pentru o atare specializată măsură, toate datele respectivelor documente sunt falsificate. Falsificate prin ce modalitate? Prin dublarea numerelor de înregistrare a unor alte documente, fără nicio legătură cu speța respectivă, care la un moment dat au circulat prin Ministerul Culturii și Cultelor. Absolut. Bun, și chiar și așa văd că nu se asigură acoperire până la urmă, câtă vreme, repet, asta mi se pare uluitor, faptul că nu s-a respectat nici măcar un calendar logic. Dacă toți s-au umblat la fals și uz de fals, cum spuneți, atunci puteau fi modificate și datele acelor comenzi să fie măcar ulterioare negocieri. Domnule, pentru asta trebuie să fii PSD-ist, nu liberal. De ce? PSD-iștii umblau la calendar mai
Discusit sau cum? Da, asta e o diferență constatată. S-a lucrat infantil. Și ce PSD-știi sunt mai maturi când fură sau nu. Cum? Nu, nu, nu. Au metodă, vreau să nu se înțelege. PSD-știi cel puțin ar fi știut să facă o astfel de achiziție. Dacă asta ar fi pus problema. Dacă ne amintim cazul Hideguti cu Viorel Hrebenciuc, știm că, într-adevăr, au făcut-o temeinic. Povestea cu albumul. Se constata foarte greu într-o asemenea situație. Bun. Ați depus sesizarea la parchet când? La sfârșitul anului 2007 și după aproximativ o lună de zile a început urmărirea penală. Aveți comunicarea dinspre procurori că a început audiat, urmărirea penală? Nu poate să înceapă urmărirea penală în cazul unui ministru atât de simplu. Audiat și am fost audiat și eu și domnul Florin Chilian și George Mihalcea, pe care dumneavoastră l-ați omis, un realizator TV care cunoaște în detaliu acest caz. Și toți trei am fost chemați la DNA pentru audieri și pentru... Există o... probabil o formă a începutului de anchetă prin care noi trebuie să susținem ceea ce am denunțat. Dosarul penal are numărul 279 din 2007. 279 din 2007 la DNA, da? Da. Bun, o să vă rog să rămâneți în legătură telefonică cu noi. Vom intra destul de repede și în dialog cu domnul Florin Chilian. Doar ceva, apropo de cronologie, doar ceva să punctăm. V-am spus când au fost făcute negocierile, ce interesant să urmărim când au fost făcute comenzile. Adică după ce s-au purtat negocieri, nu? Trebuie să facă comanda. Că doar de-aia am înființat comisia ca să negociem și de-aia negociem ca să facem comandă. Știți când s-au făcut comenzile? Pe 2 noiembrie. Înainte, adică înainte de hotărârea de guvern care dădea banii, pe 2 noiembrie. Și înainte de prima... Nu, înainte de hotărârea de guvern care aloca cele 29 de milioane. Înainte de tot. Aflase de undeva și i-a fost mai... E grav. Cineva spunea să mă mai uit la ceva și atunci am zis că... Care probabil a alocat... Indiferent unde mă uit, tot e grav, că s-au încurcat, cum spunea domnul Șolea, în cifre. Numărul de înregistrare de aici, de la comandă, este 9146, da? Pe 2 noiembrie. Un alt număr de înregistrare, spre exemplu, Ordinul Ministrului, este 2000 și ceva. Și atunci îmi spunea cineva, domnule, nu cumva comanda asta 9000 este după 2000? Ba da. Și atunci să nu fie 2 noiembrie, să fie 2 decembrie. Păi zic, da, atunci e și mai grav. Păi de ce e și mai grav? Păi pentru că am primit o hârtie, nu eu, domnii de la un săptămânal, au primit o hârtie de la Ministerul de Externe, o hârtie despre care spunea și domnul Păunescu. Și în hârtia asta, doamna Corina Vințan răspunde foarte hotărâtă că Ministerul Culturii și Cultelor a remis instituției noastre, nu, MEAE-ului, un număr de 10.000 de pachete recepționate în zilele de 19 și 20 noiembrie. Păi cum recepționate în 19 și 20 noiembrie când ăsta ar fi, să zicem, 2 decembrie, că e 9146 numărul de înregistrare? Deci, comanda este făcută în decembrie. E o prezumție pe care n-aveți cum să o susțineți. Păi da, dacă e... Vă contrazice Ministerul de Externe spunând că există aceste colete, iată, ele au fost de pe 2 noiembrie. Păi atunci cum pe 2 noiembrie, înainte să vină hotărârea de guvern? Păi nu poate fi decât. Deci e grav ori 2 noiembrie, ori 2 decembrie. E grav și. Dar poate e greșit numărul ăla, 9146. Păi bun, și atunci e 1000 și ceva. Și e grav că pe 2 noiembrie fac comandă, înainte de a negocia, înainte de a pune la punct comisia de negociere. În promptitudinea livrării și pur și simplu și-au băgat picioarele în tot. Și dincolo de asta, coletele alea n-au existat. Poate au fost 3-400 de colete, dar nu 10.000. Îl avem pe domnul Florin Chilian, cred, în legătură telefonică. Bună seara! Domnul Chilian, ne auziți? Eu vă aud foarte bine, nu știu dacă mă auziți dumneavoastră. Vă auzim și noi, bună seara! Bună seara! Care e rolul noastră în povestea aceasta? De ce v-ați atașat demersului domnului Șolea, care, mă rog, fiind în interiorul ministerului, înțeleg că a avut datele și a construit revolta față de această poveste, dumneavoastră